Nu uitați să dai click pe butonul de subscribe și să activezi clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce postez eu. Vă las cu episodul. Check this. Salutare cartofilor și bine v-am regăsit la un episod de gaming de data asta. Ne jucăm Euro Truck Simulator 2. Yay! Este episodul 2 sau partea a doua de pe canal, pentru că prima parte este chiar pe canal, ghiși ce, și va fi în descriere. Ne jucăm din nou pe harta României Roleplay, dacă vreți facem și altceva. Dar harta, după cum vedeți, și-a luat un update de data trecută, față de data trecută. Adică harta este în lucru, să zicem așa. Băiatul care o face mi-a comentat parcă la primul episod. Mulțumesc mult dacă se uite și la acest videoclip. Tot respectul pentru hartă, deci este un proiect atât de wow, pur și simplu pentru, și pentru mine. Și am zis, bă, mai ales că am laptopul nou și, na, you know, am zis, hai, merită o încercare și probabil merită și o serie. Dacă mai vreți episoade, nu uita să lăsați un like, să știu și eu dacă mai rost. Bun. Link-ul hărții de, sau link-ul de download va fi în descriere, plus link-ul videoclipului în descriere, plus link-ul băiatului care face harta sau care a făcut harta, pentru că nu e terminată, tot în descriere. Bun, deci văd că, stați să, trebuie să analizăm harta, sper că se aude bine sunetul. Deci vedem că de versiunea trecută era până aici, până la A1, înainte de Timișoara. Și până aici la Mitia, deci nu era făcută toată zona asta. Abia aștept să ajung pe aici, am auzit că e fain drumul, așa că da. Și nici bucata asta nu era făcut, era făcut până aici, simite. Bun, deci abia aștept să fie toată harta făcută. Hai să luăm și noi o cursă. Din nou vocea mea s-ar putea să dă ciudat, pentru că sunt înfundat și încă nu mi-a trecut răceala. Dar asta o să treacă în, eu știu, o zi, două sau maxim trei, să zicem. Vreau să merg către Lipova, uite asta, Lipova, bun. Vreau să ajung cât mai în dreapta. Ca să explorez zonele lor, adică, da. Bun. O să apară azi probabil două episoade. Primul o să fie de gaming și al doilea o să fie de tehnologie. O să apară mai târziu. M-a rugat un abonat să-i fac un laptop de gaming la un buget mai mare. O să vedeți voi, oricum, mai târziu despre ce vorbesc. Bun. Mamă, deci e o diferență. E o diferență între low și high. Stai că ăsta deja pleacă. Și după cum vedeți, da, în sfârșit am și eu. Bun. O să vorbim așa pe parcurs. Deci vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru 89 de abonați. Simite, chiar după ce a pus clipul au făcut rapid 3-4 abonați. Deci sunteți ce mai tare, nu știu cum creștem, dar abia aștept să ajung la 100 de abonați. Și după aia mai departe, ca orice om normal. Dar sunteți fenomenale, adică atâta suport, nu știu exact. Hai că e verde, mamă, țin minte că și în primul episod tot pe aici am ieșit. Stai să luăm semaforul. Da, conduc din mouse momentan. Probabil pe următoarele goal-uri va fi și un volan. Da, e secundar, adică da, you know. Și față de celelalte hărți sau față de harta Eurotrack-ului sau Provoz, că și Provoz are, au câteva orașe din România. Stai liniștit că am mers și pe harta aia și nici nu se compară cu asta. Primul rând că harta asta este dedicată doar pentru, doar pentru România. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că este o hartă care conține doar România și este o scară foarte mică. Este scară, dacă nu mă înșel, 1 la 5 sau 1 la 7, nu știu exact. Adică kilometri vor trece sau se vor face mult mai greu decât în harta default. Plus că harta default foarte mare impresie că se tot repetă, da, peste 100 de ore în jocul ăsta și cam știu cu ce se mănâncă. Da. Cu tata am observat că vorbesc cam foarte mult. Hai să aprindem și noi farurile că nu se prea vede. Și harta este foarte bine făcută, deci pot să vă spun, puteți să aveți încredere în mine. Că exact așa este și în real, adică, da, eu sunt din zona asta și știu
că exact așa este și în realitate. Bă, da. Cât e ora, bă, că cu farurile aprinse, parcă tot nu vezi, mamă, ce strâmt au făcut aici, mamă. Linkul canalului a zis că o să fie descriere, deci băiatul ăsta merită apreciat enorm, adică frate. Nimeni nu i-a zis, bă, fă harta României că îți dau niște bani. Nimeni nu a zis, bă, fă-o așa că nu știu ce. Pur și simplu... What the heck? O port un perete invizibil? Da, probabil bug. Habar n-am, ați văzut și voi, what the heck. Dar nu contează, să revenim. Deci băiatul ăsta nimeni nu i-a spus să facă harta, că nu știu ce, sau habar n-am eu. O face pur și simplu pentru ca și comunitatea din România de Eurotrack să aibă o hartă ca lumea pe care să se poată juca. Și este foarte ok, adică, frate, este foarte, asta e ca avem semafor. Este foarte fain, stați un pic, trebuie să tușesc. Da. A, că s-a făcut verde. A, nu-mi place răceala, dar ce să-i faci, na? Sperăm că trece. Deci, harta este foarte bine făcută. Cum ai zis asta, așa că... O să admirăm priveliștea. Abia aștept să ajung la Deva, probabil o să ajung în următor episod. Dar, până atunci hai să vedem ce avem aici. Da, deci țin minte indicatorul ăsta, exact așa e. Și da, Vladimir Escu, primul orășel comună ce-o fi lipită de Arad, adică e cel mai aproape, ca un fel de suburbie, cu toate că nu se poate considera. Adică, da, nu știu exact, e la un kilometru de... Intrarea în Arad, practic, e aproape. Foarte aproape. Bun, despre canalul de YouTube... Da, s-a întâmplat și acolo frame drop, asta e. Nu am pus să... controlez, dar oricum, ca să știți... grafică ultra... Filmez în 60 de FPS-uri. Cu OBS-ul, nu cu alt program sau habar n-am, deci, da, se poate. Versiunea Hertz este 0.2A, A reprezentând, n-are nimic față decât de 0.2, doar că este updatată la versiunea 1.31, cu toate că acum câteva zile, pentru să nu și-a primit update la 1.34, uite și niște gabori. Deci, practic, nu are nimic. Mult în plus, să zic, adică da, au adăugat un man nou, da, ăla ca ăla. Despre YouTube, vreau să zic despre canal. Cine se uită la mine, probabil că și eu, când a fost mai mic, aveam visul, vreau să fiu un YouTuber, omul, stai că. Și aveam același vis. Și eu vreau, mă uitam la YouTuberi. Și ziceam, wow, vreau și eu să pun așa episoade, să fiu și eu popular, pentru că știam cât de fain e, adică... Da, și de vreo un an am început să postez, să zic așa, am avut tentative de canale înainte, dar să zic că nu a fost nu știu ce. De data asta, pe Mr. Cartofic am început să postez, la început nu se numea Mr. Cartofic, că i-am schimbat ulterior numele, dar este ce vedeți azi. Adică o măreție. Și da, pentru YouTube îți trebuie un calculator cât de cât. Deci nu ascultați numai care zice că îți trebuie un calculator monstru pe YouTube. Depinde acum și de ce jocuri joci. Uite monumentul ăsta așa și real. Monumentul ceva de la război, habar la revoluție, probabil, nu știu, nu contează. În timp ce admirați peisajul, ascultați și de la mine câte o vorbă, două. Nu aveți nevoie de un calculator wow. Adică, vă trebuie un calculator care să fie... Depinde și de ce jocuri jucați. Dacă faceți doar tehnologii și pe PC Garage puteți să jucați
și pe placă video integrată puteți să filmați și să faceți live. Stați liniștiți că o să meargă. Dacă sunteți gameri, atunci aici aveți nevoie de un PC un pic mai bun, dar nici pentru gameri ăla nu-ți trebuie wow PC, no? Hai zicem, reduce setările și na, pui FPS-ul pe 30 și na, iacă. Nu te joci în 60, dar măcar te joci în 30, pentru că nici 30 nu e un FPS care este considerat lag. Și trebuie să ai, trebuie să fii cunoscut de undeva, adică fie ai, dacă îți faci o promovare este o foarte mare avantaj, pentru că o să vină cam 100 de oameni și dacă pui ceva chestii interesante chiar poți să descopere pe tine și după aia ei împrăștie canalul tău, zic așa, de spus și la altora și tot așa crești. Asta e metoda cea mai simplă, dar care costă, pentru că o promovare nu este ieftină. Și dacă vreau, nu, deci eu nu mă refer la o promovare care îți spamează link-ul de 5 ori, jumătate de minut. Ia uite bă cum o parcă așa asta. Uai, ce era să-l iau. Uite, poliția acolo, amendați-l, vă rog frumos. Deci nu este, nu este o promovare scurtă, 2 minute sau așa. Eu vorbesc de o promovare care să-ți promoveze cel puțin, am văzut la The Link, face promovări foarte ok. Nu fiecare video pune 1 minut jumate sau înaintea videoclipului cu tine. E bine, promovarea costă 20 de euro, adică 100 de lei. Și nu înseamnă că dacă îți faci o promovare, garantat o să crești. Pentru că dacă nu postezi sau nu ai content de calitate sau așa, degeaba. Nu o să ai nimic. Așa că, mai e o variantă pe lângă asta, să devii popular, crescut, treptat. Uite, Deva, mai avem mult până la Deva, dar nu merge până la Deva. Să devii popular treptat, adică postezi un număr de episoade și postezi constant. Cu toate că nu ai vizualizări și nu ai susținere, este dificil să postezi când nu ai susținere, înțeleg, pentru că așa am fost și eu, dar ai șanse, mie mi s-a întâmplat, de exemplu, ca unul din videoclipurile pe care le postezi tu să devină popular. Cum a fost avea ăla cu laptop? Eu când l-am postat pe ăla mă gândeam, bă, ce să postez? N-aveam nicio impresie, nicio idee că o să fiu atât de popular. Uite, bă, what? Pe că stau ăștia acolo? Bă, nu i-am văzut. Mamă, ce bine am ascuns. Da. Deci eu când am postat videoclipul ăla, nici nu mă așteptam să facă, aici te face la dreapta. O să vină imediat un viaduct. Nici nu mă așteptam să facă atâtea de multe vizualizări și like-uri. În prezent are peste 800 de vizualizări și 40 de like-uri parcă. Nu știu, în fiecare zi verific canalul, deci sunt destul de la curent. Uite, râul Mureș. Mureșanu! A.K.A. Moroșanu, mamă, stai că îl încurc pe ăla din spate. Nu pot să conduc fără faruri, fără lumina aprinsă. Znori! Bun. Și aveți șanse, cum mai puteți să creșteți dacă faceți un videoclip popular ca și a meu. După ce ați făcut videoclipul ăla popular, câțiva oameni o să înceapă sau o să înceapă să vă urmărească. Am avut și eu câțiva pe care apoi împrăștie vestea. Pasul 2 după ce ai un videoclip popular, să postezi câteva categorii de videoclipuri. De exemplu, un videoclip cu tutoriale, informații, gaming, chiar vlog. Eu nu sunt cu vlogul, dar da, dacă puteți, ia uite și la ăștia. Bă, băieților, cum parcați așa. Ăștia cred că s-au lovit. Da, s-au lovit. Da, bine, boss. Uite și, deci, tot timpul când e un accident sau așa, incident de trafic, apare poliția pe stânga. Da. Pasul 2 este să postați mai multe categorii de videoclipuri și apoi să vedeți care prinde cel mai bine. Adică, la care, pentru că la care prinde cel mai bine, ăla merită să continua seria, de exemplu, pentru că aveți șanse să creșteți și mai rapid. De exemplu, dacă postezi gaming și n-ai, ai 2-3 like-uri sau așa, de asta zic că like-urile sunt importante ca să-ți arate ce să postezi tu, ce are rost. Da. Și la ăla la care strângi, de exemplu, dacă la gaming strângi 2-3 like-uri și la, ca și la mine, la technology strângi 7, 8, 9, 10 like-uri, peste 10 like-uri, atunci ăla merge. Și nu fiți triști că poate vă gândiți, bă, eu aș vrea să fac gaming, dar sunt obligat să fac technology. Nu. Puteți să faceți technology până creșteți la o anumită sumă de abonați, când deja aveți mai mulți urmăritori. Și atunci puteți să încercați din nou să postați un videoclip de gaming să vedeți cum iese și dacă iese bine. Bravo! Bun. Hai că am ajuns și noi la destinație. Nu știu cât am făcut videoclipul, stați să mă uit. Da. Bun, hai să finalizăm și noi comanduța noastră. Drumul a fost de nota 10, exact ca în realitate, este super. Ați văzut cât de greu cu 47 de km. 47 de km în Eurotrack.
una, două treceau. E drept că am condus și eu mai cu viteză, zic așa, regulamentară, dar nu contează. Bun, hai că am mai lămurit și doamne cât de cât cu YouTube-ul, am zis așa, dacă aveți episoade cu Euro Truck Simulator 2 Roleplay sau Euro Truck Simulator 2, nu uitați să dați un like, ca să-mi dau și eu seama. Și, da, eu am fost Mr. Cartofica, toate link-urile necesare vor fi în descrierea videoclipului. Da, ne vedem în următorul video. Sau în următorul live, dacă facem 100 de amorați, dar nu cred. Nu cred că o să facem până postez următorul video, cu toate că ar fi wow, dar... Să nu comim!